Cei mai mulți fermieri sălășeni practică agricultura pe parcele mici. Exploatațiile întinse pe suprafețe foarte mari sunt rare, fapt care se reflectă și în producția obținută. Pe de altă parte, terenurile din sela sunt în mare măsură slabe calitativ. Potrivit datelor existente la Ministerul Agriculturii, cei mai mulți fermieri din România lucrează suprafețe mici de teren agricol, de până în 5 hectare. Situația este valabilă și în județul Sălaj. Datele de anul trecut de la Direcția Agricolă arătau că există în județ 765 de exploatații agricole, iar 70% dintre acestea, adică 535 de exploatații, au suprafețe cuprinse între 5 și 30 de hectare. 187 au suprafețe între 30 și 150 de hectare. 33 între 150 și 500 de hectare și doar 10 exploatații agricole au suprafețe mai mari de 500 de hectare. Avem în Sălaj în jur de 238.000 de hectare de teren agricol, acesta se compune din 121.000 și 400 ceva de hectare de teren arabil, 77.000 de hectare de pășuni, 33.000 de hectare de fânețe, 2.000 de hectare de livadă și 4.000 de hectare de vie. Terenul din Sălaj este departe de a fi unul foarte roditor, fapt care afectează implicit producțiile obținute. Potrivit directorului Direcției Agricole Sălaj, 60% din terenurile din Sălaj ar avea nevoie de lucrări de ameliorare sau de afânare. Ponderea mai mare o are zootehnia, deci și Sălajul, deci la cultura mare, producțiile ca să un fermier să fie rentabil, ce să se obțină producție peste 4.000 de kilograme. Și problema prețului, problema valorificării producției, realizez producția cu eforturi financiare mult mai mari cum se face în alte zone. Terenurile se împart în 5 categorii, clasa 1, 2, 3, 4 și 5. Deci majoritatea terenurilor care noi le avem în Sălaj fac parte din categoria 3, 4 și 5. Ponderea are categoria 4 și 5 de fertilitate. Suprafața totală a județului este de 3.867.555 de hectare, iar suprafața agricolă ocupă 62,15%, adică 240.371 de hectare.